Cel puțin 22 de oameni au murit, peste 27 au fost răniți în busculada dintr-o gară a orașului indian Mumbai, fostul Bombay. Călătorii încercau să ajungă la trenuri în orele de vârf ale dimineții. Potrivit poliției, la un moment dat s-a răspândit zvonul că un pasaj pietonal s-ar fi prăbușit, după ce începuseră să cadă bucăți de zidărie. Podul era șubret, dar nu cedase. Panica a izbucnit pentru că sub el se adăposteau mulți călători din cauza ploii torențiale. Asemenea busculade sunt frecvente în India, când mulțimile se adună în spații neîncăpătoare, fie în timpul orelor de vârf, fie la festivaluri religioase, dar autoritățile nu iau măsurile necesare pentru asigurarea ordinii.